Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Dragii mei, față în față cu puterea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ar trebui doar să avem ochii larg deschiși și să zicem, Doamne, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale puterii tale. Am mai spus și altă dată, am stat de vorbă cândva cu o persoană care mi-a spus cu foarte multă îndrăzneală, Domnule, vreau și eu să văd o minune. Arată-mi o minune ca să cred. Am zâmbit și am zis numai una. Pentru că minune este tot ce se întâmplă în jurul nostru. Însă, practic, problema noastră este că nu ne deschidem ochii ca să vedem minunile lui Dumnezeu. Câteodată stăm închiși în prejudecățile noastre, în celula aceea a prejudecăților noastre și nu vrem să vedem puterea lui Dumnezeu, în timp ce alții e destul să privească o floare. Să se uite la felul în care este creat o floare și să zică, mare este puterea lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, sunt oameni care scapă din accidente ca prin minune, dar ochii lor sunt orbiți și nu văd nimic. În timp ce sunt alții, care este suficient să privească cerul înstelat și să zică: Mare este puterea lui Dumnezeu. Ce face diferența? Unde e diferența dintre aceste lucruri? Dragi mei, Aș vrea să înțelegem că pentru a vedea puterea lui Dumnezeu e nevoie să ai credință în puterea lui Dumnezeu. Oamenii așa de simplu explică lucrurile și reduc lucrurile la aproape nimic. Oamenii vorbesc despre coincidențe. Însă, dragii mei, vă rog să mă îngăduit să vă spun fără teama de a greși, ridicând acest cuvânt înaintea dumneavoastră. La Dumnezeu nu există coincidențe. Nimic nu e întâmplător. Absolut nimic nu e întâmplător. Și vreau să-ți spun că seara aceasta nu este întâmplătoare. Noi nu suntem întâmplători în biserică în această seară, ci suntem aici pentru că puterea cea mare a Lui Dumnezeu ne-a împins spre locul acesta. Mâna cea tare a Lui Dumnezeu ne-a purtat spre locul acesta. El ne-a ținut în căile Lui, El ne-a purtat pe brațele Lui de biruință. Important este să putem să vedem cu ochii noștri ceea ce atâția oameni nu pot să vadă. De aceea vreau să vă chem în seara aceasta, pe fiecare dintre dumneavoastră, la un moment special de cercetare. Să vedem, Doamne, avem noi dezvoltată perspectiva aceasta a puterii tale în mintea noastră, în ochii noștri, în inima noastră? Nu vi se pare ciudat că sunt atâția oameni care au intrat în biserică, s-au așezat pe scaun și au crezut că îi ține scaunul. N-au avut nicio rezervă în direcția asta. Dar dacă le spui că pe ei îi păstrează în viață puterea lui Hristos, se îndoiesc și nu cred. Nu vi se pare ciudat că sunt atâția oameni care se duc în farmacie și au încredere în omul acela de după teșghea, care le dă medicamentul care le va face bine și nu altceva. Și cred asta, au încredere în farmacistul acela, dar nu pot să creadă în Dumnezeul care le-a purtat de grijă de-a lungul vieții, care a purtat grijă de ei, i-a ocrotit și i-a păzit. Dragii mei, aș vrea în această seară să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră în numele Domnului Isus Hristos, să înțelegeți că ceea ce fratele Marius a spus aici nu sunt povești sunt trăiri în alte trăiri ale puterii lui Dumnezeu și ale lucrării lui Dumnezeu. Și puterea aceasta lui Dumnezeu este disponibilă astăzi unor oameni cu neputințe ca și noi. Dumnezeu e gata să lucreze în dreptul unor oameni ca și noi. Să nu credeți că trebuie să ai daruri speciale ca să-L vezi pe Dumnezeu la lucru. Să nu crezi că trebuie să fii abilitat în mod deosebit ca să vezi puterea lui Dumnezeu lucrând. Mă întreb ce abilități deosebite a avut Shadrach, Meșac și Abednego. Ce alte abilități au avut decât să rămână credincioși Domnului? Zicând, chiar dacă, chiar dacă s-ar întâmpla rău cu noi, noi rămânem credincioși Domnului. Au avut ei abilități deosebite? Nimic altceva decât că s-au încrezut în Domnul. Și vreau să vă spun dumneavoastră celor ce sunteți în această seară aici, Nimic mai mult nu ne cere Domnul decât să ne încredem în El. Și aș vrea să știți că Dumnezeu, despre care am spus de la începutul serviciului acestuia, că trăiește, este viu, este puternic. Dumnezeul acesta s-a angajat să ne poarte de grijă. A zis așa: V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Acesta este Domnul cu noi, în viața pe acest pământ. Și dincolo de viața pe acest pământ, perspectiva veșniciei stă deschisă în fața noastră. De aceea, frații mei și surorile mele, aș vrea să vă chem în această seară să avem un moment special de cercetare personală. Și dacă omul lui Dumnezeu se ruga și zicea, deschidem, Doamne, ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. Ce ați zice să ne rugăm noi lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, deschide-ne ochii să vedem lucrurile minunate ale puterii tale. Vrem, Doamne, să vedem puterea ta la lucru. Dumneavoastră știți cât de vulnerabili suntem fiecare dintre noi? Știți cât de vulnerabili suntem? Ascultați-mă bine. Pe un pas nu putem fi siguri noi prin puterea noastră. Un pas. Știți dumneavoastră că noi nu putem comanda inimii noastre încă o bătaie în piept? Știți dumneavoastră că noi nu suntem în stare nici măcar să oprim un gând care intră în mintea noastră și care ne deranjează? Suntem oameni slabi. Însă, în această seară, proclam cu multă îndrăzneală de la învonul bisericii. Dumnezeu este puternic. Dumnezeu este atotputernic puternic. Și Dumnezeu se apleacă cu puterea Lui spre fiecare dintre noi. Important e să ne deschidem ochii, să vedem puterea Lui. Noi ne-am așteptat și zicem așa, Doamne, dacă ai deschide cerul, dacă ai face ce n-ai mai făcut, dacă ai face lucruri grozave, atunci am putea să vedem mâna ta la lucru. Repet, dragii mei, de nu ne-ar ține Domnul. De ce crezi că n-ai făcut infarct până astăzi? Unde scria că tu trebuie să trăiești 40 sau 50 de ani fără un infarct? De ce crezi? Îți spun eu, trăgând microfonul mai aproape de gură, te-a păzit Domnul cu puterea Lui. De ce crezi tu că familia ta a fost protejată? De ce crezi tu că familia ta a fost ocrotită? <coughs> pentru că avem de a face cu un Dumnezeu puternic. Și lucrul acesta e valabil nu numai pentru noi cei de aici, și pentru cei ce nu sunt aici. Puterea lui Dumnezeu este cea care ține toate lucrurile. Toate se țin prin cuvântul puterii Lui. Mă rog lui Dumnezeu ca în această seară să ni se deschidă ochii și să zicem, Doamne, ajută-ne să vedem că prin puterea ta tu ții pământul pe nimic. Iar aici pe pământul acesta care este pe nimic, mă ții și pe mine, nimicul acesta de om. Mă ții pe pământul acesta. Mă faci să mai pot trage o gură de aer și aceasta pentru că puterea ta e mare, îmi dai harul să mai pot să văd, să mai pot să aud, să mai pot să umblu și toate acestea pentru că puterea lui Dumnezeu este în slujba unor oameni ca noi, frații mei și surorile mele. În seara aceasta, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, și să zicem, Doamne, puterea ta ne-a purtat de grijă, ne-a ocrotit, ne-a păzit, pentru că asta este puterea lui Dumnezeu. Dacă vreți, e putere care ne transformă și ne-a schimbat viața. E putere care ne protejează. Da, asta face puterea lui Dumnezeu, e cea care ne protejează. Vorbeam zilele trecute cu cineva care, într-un anume context, fiind în țara vecină, zicea, așa simțeam glonțele și așa le auzeam vâjind, așa le auzeam văjind pe lângă capul meu. Dragii mei, de ce pe lângă și nu în? Aș vrea să știți ceva. Puterea lui Dumnezeu se pune în slujba unor oameni ca și noi. A unor oameni cu neputințe ca și noi. Nu suntem vrednici, dar în bunătatea Lui El veghează asupra noastră și își folosește puterea pentru binele nostru. Nu credeți că ar trebui să mulțumim Lui Dumnezeu pentru asta? Nu credeți că ar trebui să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, dă-ne har ca să putem să Apreciem puterea ta care ne păzește, mâna ta care ne ocrotește, dragostea ta care ne scapă. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului și fiecare dintre noi să facem o rugăciune. În seara aceasta vom face două rugăciuni. Acum, la încheiere: să facem o rugăciune în care să zicem, Doamne, îți mulțumim pentru puterea ta care ne-a ținut. Nu mă mir că nu ziceți amin. Știți de ce? Pentru că foarte mulți oameni nu văd puterea lui Dumnezeu. Astăzi eram într-o biserică dimineață și, mă rog, au făcut niște modificări de arhitectură și au scos stâlpii aceia care țineau balconul, au modificat în așa fel și am zis, Hai, nu mai sunt stâlpii, nu mai sunt stâlpii și totuși eu am vorbit cu arhitectul și arhitectul mi-a spus că există acolo ceva nevăzut de noi, au făcut niște modificări acolo care fac ca toată greutatea balconului să se sprijine, să se descarce în anumite puncte. Și am zis, exact așa ne ține Dumnezeu pe noi. Noi nu vedem umărul lui care ne ține, dar el ne ține, el ne poartă, el vechează asupra noastră. Frați și surori, veniți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că și-a pus puterea și în slujba noastră a unor oameni ca noi. Eu sunt copleșit să știu. Acum nu știu cum sunteți dumneavoastră, poate sunteți oameni mai vitej, mai tari din ăștia care țineți pământul și cerul în mâinile dumneavoastră. Eu sunt un om foarte slab și în fiecare zi mă mir și zic, Doamne, cât de bun și mare ești. Căci prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Stau și mă mir și zic, Doamne, nu mai mâna ta mă ține de dimineața până seara. Însă vreau să vă aduc aminte ceva. Toți suntem la fel. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru puterea lui și să zicem, Doamne, ține-ne în continuare prin puterea ta. Să ne rugăm, Domnul.